Vreau să vă explic care e situația cu buletinele care le-ați primit când ați intrat. Sper că aveți aceste buletine care au fost pregătite. Și să fac o notă introductivă înainte ca să începem. Mă refer la aceste buletine. Practic, înăuntru este, în prima parte, conține capitolul 2 din această carte Foc Străin, o carte care o recomand tuturor, o carte scrisă de John MacArthur împreună cu alți colaboratori, în urma unei conferințe pe tema lucrării Duhului Sfânt și abuzurile care există practic și teologic în mișcarea penticostală și carismatică. Este extrem de relevantă pentru ceea ce se întâmplă în România. În acest buletin se află doar capitolul 2 sau o parte din capitolul 2 care tratează problema începutului mișcării penticostale. Am să tratez anumite aspecte în această seară, dar vă recomand să-l citiți acasă. Tot în acest conținut, tot în acest document, sunt anumite pagini trase la Xerox din mărturisirea de credință a cultului penticostal, la care vrem să ne uităm în această seară. Nu vrem să ne uităm la povești, ar fi poate foarte ușor să extragem clipuri de pe YouTube. Vrem să ne uităm la ceea ce cultul penticostal a pus în scris ca și fiind mărturisirea lor de credință și să vedem unde se poziționează ei față de Scriptură. O notă explicativă la început. Mai ales că ne apropiem de un subiect mai dificil, în sensul că, bun, martorii sunt martori. Toată lumea e obișnuită cu concepția. Ortodoxi și, cel puțin, mintea evanghelicilor sunt ortodoxi. Deși nu-i bine să gândim așa. Catolicii sunt catolici, dar frate, penticostalii sunt frații noștri. Între penticostali există frați de-ai noștri, există oameni mântuiți. Noi nu ne face plăcere ca să spunem cuiva sau să arătăm că cineva sau un cult sau o instituție este greșită. Nu avem nicio plăcere în lucrul acesta. Dar ne face plăcere să vedem adevărul Scripturii proclamat și să vedem oameni care ajung la cunoașterea adevărului și se pocăiesc de eroarea lor și de multe ori de erezia lor, care de fapt a fost o credință falsă. Este ceva care trebuie ca să știm. Trebuie să înțelegem unde sunt punctele de tensiune sau de contradicție cu Sfintele Scripturi ca să putem să discutăm cu aceste persoane în dragoste, să le explicăm Sfintele Scripturi, să le explicăm adevărul și să ne bucurăm împreună cu ei în adevăr. Nu este de folos nimănui și nu este un act de dragoste ca să lași pe un om mort în greșelile lui și în credința lui fals. Să nu este dragoste. Este foarte comod ca oricine își zice frate, ca oricine își zice pace, să ai prezumția că este cu adevărat credincios și să lași în plata Domnului, cum spunem noi, dar nu este dragoste. Nu este dragoste. La fel cum vrem ca să fim convinși că cei care sunt în mijlocul nostru au o credință dreaptă, vrem să fim convinși că cei cu care interacționăm, chiar dacă își spun creștini, au o credință după Sfintele Scripturi. De asemenea, eu am legături foarte strânse cu mișcarea penticostală. Da? Nu știu dacă voi știți lucrul acesta, dar pentru o perioadă în tinerețea mea am slujit în cadrul unei biserici penticostale și m-am ocupat de studiu biblic cu tineri într-o biserică penticostală. Eu iubesc pe frații penticostali care sunt cu adevărat frați și iubesc pe cei care sunt rătăciți printre ei și îmi doresc să văd o întoarcere a întregii cult la Sfintele Scripturi. La fel cum îmi doresc între frații baptiști din România sau toate cultele care pretind că sunt evanghelice, dar au încă multe probleme teologice de rezolvat. Cei care m-ar acuza că am o problemă personală sau o lipsă de dragoste pentru penticostali, nu mă cunosc deloc. Nu mă cunosc absolut deloc. Da?
miza pentru mine este una chiar și personală, având multe relații la nivel de familie, la nivel de prieteni, din cadrul acestei mișcări. Da? Aceste două documente ne vom referi cel puțin la al doilea, la mărturisirea de credință în această seară, deci puteți ca să aveți la dumneavoastră să ne referim la aceste aspecte. Ca și data trecută, ca și în ultimele lecții, ne vom uita la două aspecte majore, ne vom uita la istoria, cel puțin incipientă a mișcării despre care discutăm în seara aceasta, mișcarea penticostală, și ne vom uita la învățătura acestei mișcări și la ceea ce spune Biblia, foarte pe scurt și foarte telegrafic. Nu trebuie ca să stăm, ca să reapărăm, cel puțin pentru noi, adevărul împotriva eroarei de fiecare dată. Noi știm foarte bine ceea ce credem sau ar trebui să știm, dar vrem să punctăm foarte telegrafic. Mișcarea începe în 1901, sau cel puțin este punctul incipient, în Topeka, Kansas. Un grup de tineri de la o școală biblică studiază împreună Scriptura timp de câteva săptămâni și ajung la concluzia că trebuie să experimenteze botezul cu Duhul Sfânt. Acești tineri vin dintr-o mișcare wesleyană, o mișcare wesleyană a sfințirii, așa numită, care credeau că există două etape, practic, în ceea ce înseamnă mântuirea. Și anume, există nașterea din nou și la un timp oarecare vine botezul cu Duhul Sfânt. Nu neapărat cu un accent pe vorbirea în limbi, dar exista această idee că există două incidente în ceea ce înseamnă mântuirea omului și credința și nașterea din nou este începutul, după care vine botezul cu Duhul Sfânt evidențiat printr-o putere de a trăi o viață sfântă. Acești tineri, venind din această învățătură și având acest background, au zis că trebuie să existe în viața noastră acest eveniment al botezului cu Duhul Sfânt. Studiind Scriptura, au ajuns convinși că ei trebuie să experimenteze botezul cu Duhul Sfânt ca și apostolii în Fapte 2. Ca și apostolii în fapte 2. Asta a fost concluzia lor, că trebuie să aibă semnul vorbirii în alte limbi ca să experimenteze cu adevărat botezul cu Duhul Sfânt. Gruparea aceasta de studenți, fiind condus de Charles Parham, care e evanghelistul și predicatorul, care este practic fondatorul acestei mișcări penticostale, convingerea lor, și asta este foarte important de înțeles, convingerea lor și convingerea mișcării penticostale de la început este că ei trebuie să experimenteze vorbirea în alte limbi neînvățate, dar cunoscute altora în mod miraculos, precum au experimentat apostolii. Oamenii aceștia nu au pornit la un drum să experimenteze un limbaj privat de rugăciune, n-au pornit la drum să experimenteze vorbirea îngerească. Oamenii aceștia au pornit la drum, la studiu și la stăruință în rugăciune să primească vorbirea în limbi ca și în Fapte 2. Da? O vorbire în limbi supranaturală, în așa fel încât un om care n-a învățat o limbă străină să poată să vorbească și să fie înțeles de unul care o cunoaște nativ. La început au fost convinși că ei au experimentat acea vorbire precum în Fapte 2. Ulterior vom vedea că au realizat că a fost o mare amăgire, dar n-au mai dat înapoi, au continuat această mișcare. Lucrul acesta este așa de evident că ei au înțeles și au crezut că vor primi vorbirea în limbi înțeleasă, încât au dat interviuri în ziare în care au zis că au vorbit în limbi înțelese, în care au explicat implicațiile fenomenale pentru lucrarea bisericii și pentru misiune a faptului că darul lui Dumnezeu de a vorbi în limbi înțelese acum este la dispoziția bisericii. Citez, veți putea citi și din cartea aceasta. Parham s-a lăudat în ziarul Topeka State Journal zicând în felul următor: Domnul ne va da puterea de a vorbi oamenilor din diferite națiuni, fără a fi nevoie să studiem în școli limbile lor. În alt ziar, în Kansas City Times, Parham spune în felul următor: O parte din munca noastră, munca penticostalilor, munca celor care au primit
acest botez cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi cunoscute. O parte din munca noastră va fi să învățăm bisericile cât de lipsit de sens este să se petreacă ani de zile pregătind misionari pentru lucrare în țări străine, când tot ce trebuie făcut este să ceară puterea lui Dumnezeu. Ce zice Parham? Este stupid, este absurd, este lipsit de sens să-l iei pe un om și să-l trimiți la limbi străine, să învețe o limbă care nu o cunoaște, ca să meargă într-o țară străină să predice Evanghelia. Când poate veni la noi, la o stăruință, a rezolvat, vorbește chineză, îl trimitem în China. Și zice Parham, chemarea noastră, chemarea mișcării constă și în faptul că trebuie să le explicăm la bisericile actuale că este fără sens să înveți limbi străine ca să le poți predica altora în limba lor, Evanghelia, da? În această grupare, o tânără, Agnes Osman, a fost prima care a pretins în acea seară că a vorbit în altă limbă, și anume în chineză. De fapt, Osman inclusiv a pretins că a scris în chineză, pentru că pentru un timp îndelungat, fiind sub influența Duhului Sfânt, ea zicea că nu mai poate vorbi în engleză, limba ei nativă, și poate vorbi doar în chineză. Și încerca ca să scrie, să comunice cu cei din jurul ei. Și a scris în limba chineză. Alții după ea au pretins același lucru, că au vorbit în limbi străine și că au scris în limbi străine. Osman pretinde că ea vorbește în acea seară și scrie în chineză. Problema e că apar tot felul de contradicții în declarațiile lor și foarte repede se vede că de fapt ce s-a întâmplat acolo nu e chiar așa de sigur, și la scurt timp după se dovedește că de fapt a fost o mare amăgire. De exemplu, Parham în declarațiile lui spune că Osman nu a putut vorbi engleză timp de 3 zile. Osman susține, contrazicându-l pe Parham, că doar o zi n-a putut vorbi engleză. Inițial au spus că a fost primul incident, că a fost total spontan și că ea n-a mai fost vorbit în limbi niciodată. Ulterior, Osman declară că ea a mai vorbit în alte limbi cu câteva săptămâni înainte, dar nu și-a dat seama despre importanța evenimentului decât în acea seară. Parham a zis că experiența lui Osman a avut loc în ajunul anului nou. Osman insistă, împotriva declarației lui, că a avut loc în ziua de anul nou. Și de la această experiență confuză, într-o perioadă de 10 ani, 50.000 de oameni, peste 50.000 de oameni, experimentează experiențe similare cu ale Agnes Osman. Întrebarea este ce a experimentat Osman și ce experimentează cei care au venit după ea. Osman a pretins că a scris în chineză și că a vorbit în chineză, chiar dacă scrisul ei, care a fost luat și publicat în ziar, nu s-a putut identifica de niciun lingvist, nu doar ca și limba chineză, ci ca și vreo limbă. Pentru că nu discutăm povești, trebuie ca să vedem că aceste lucruri sunt fapte istorice. Am accesat pe internet o scanare a celei știri din ziar și cu scrisul lui Osman. Niciun lingvist din lume n-a putut să descifreze acest lucru, pentru că nu este o limbă. Sunt doar niște lucruri, niște fârcălituri pe o hârtie. Da? Mai mult decât atât, s-a dovedit că darul care ele au primit, nu numai că nu a fost scrierea în alte limbi, dar n-a fost nici vorbirea în alte limbi cunoscute. Vă citesc tot din cartea Foc Străin câteva dintre documentele citate de acest autor, care ne arată foarte clar acest lucru. În felul următor zice MacArthur: în ciuda garanțiilor date de Parham, care sunau foarte sigure, strategia lui de misiune a eșuat destul de urât. Și MacArthur citează 2 autori carismatici, nu baptiști, nu carismatici, Jack Hayford și David Moore, care recunosc eșecul total al așteptărilor lui Parham și zic în felul următor: din păcate,
Ideea limbilor străine s-a dovedit mai târziu un eșec penibil al lucrătorilor penticostali care au plecat pe câmpul de misiune cu darul lor de a vorbi în limbi și au constatat că ascultătorii lor nu-i înțeleg. Într-un raport dat de Robert Mapes Anderson, unde citează pe S.C. Todd de la Bible Missionary Society, care a făcut o intervenție pe acest caz și a făcut un interviu la 18 misionari care au fost trimiși în Japonia, în China și în India. Și citez de la S.C. Todd din acest raport. Care se așteptau să predice indigenilor din acele țări în propria lor limbă. Da, asta era așteptarea lor. Și am aflat din propria lor mărturie că nici măcar o dată n-au fost în stare să facă acest lucru. Când acești misionari și alții ca ei s-au întors decepționați și cu așteptările înșelate, penticostalii au fost obligați să-și regândească concepția inițială referitoare la vorbirea în limbi. Azmen a pretins că i-a vorbit în chineză și a scris în chineză. S-a dovedit ca și un lucru clar și lucid că acest lucru nu s-a întâmplat. Parham și cei care au urmat după el au pretins că vor merge și vor face misiune în limbi cunoscute de oameni, dar neînvățate de ei. S-au trimis misionari și s-a dovedit că lucrul acesta nu este adevărat. Ce au făcut ei? În loc ca să își asume eșecul și falimentul și să realizeze că n-au primit ceea ce au crezut că au primit, au început treptat să-și schimbe teologia. Da? Și au început tot felul de teologii despre vorbirea neînțeleasă, despre vorbirea pentru rugăciune, pentru zidirea proprie, vorbirea îngerilor și așa mai departe, care mulți dintre noi o cunoaștem și unii chiar au experimentat-o. Nu există niciun dubiu în lumina dovezilor istorice faptul că acești oameni au experimentat o deplină amăgire. Că ceea ce au zis că s-a întâmplat nu s-a întâmplat și ceea ce au pretins că Duhul Sfânt a lucrat prin ei nu s-a întâmplat. Ce urmează pentru această mișcare din acest moment incipient este o serie de gafe și de probleme care în mod normal ar fi trebuit să dărâme orice mișcare incipientă, dar nu o dărâmă, la fel cum am văzut că alte secte care au fost pornite pe starturi false n-au fost dărâmate. În 1906, după ce Parham în Zion, Illinois, ține o conferință, o serie de întâlniri, câțiva dintre adepții lui Parham, încercând să exorcizeze o femeie, o bat până când moare. Acești noi ucenici al lui Parham încercau să o exorcizeze, citez, de demonul reumatismului. Și-au bătut-o până când au omorât-o. Lucrul acesta nu este așa o poveste, nu este că am auzit de la un coleg. Lucrul acesta este clar documentat din actele de la tribunal, din știrile care s-au publicat în ziare, din declarațiile lor. Oamenii aceștia credeau că făceau lucrarea lui Dumnezeu. În Kansas, o fetiță a murit fiindcă părinții ei au refuzat tratament medical, așteptând vindecarea prin lucrarea lui Parham. Și fata a așteptat să o vindece Parham până când a murit. Parham a fost nevoit să părăsească Kansas și să meargă în Texas, pentru că în Kansas deja lumea îl suspecta de anumite lucruri. Parham susținea, de altfel, faptul că sfințirea garantează vindecarea fizică și a căutat tratament medical pentru o boală oarecare înseamnă că nu ai credință. Și aceasta este doar una dintre pozițiile lui eronate și unele chiar eretice care le susținea. Citez din cartea Foc Străin, el, adică Parham, era un apărător fervent al nemuririi condiționate. Ideea conform căreia cei răi vor fi anihilați și nu supuși unui chin etern. Și uneori părea că este universalist. A avut o concepție nebiblică despre căderea omului în păcat și în mod clar el nu a înțeles robia produsă de păcat.
El părea să creadă că păcătoșii se pot mântui printr-o combinație de efort propriu și de ajutor divin. Și în mod evident, el înțelegea harul lui Dumnezeu, ca o datorie a lui Dumnezeu față de omenire. El credea că sfințirea garantează vindecarea fizică și astfel a căutat tratament medical pentru o boală oarecare înseamnă necredință. Omul acesta a fost un fals în practică, în teologie și vom vedea că și în caracter. Din mișcarea aceasta lui Parham se pornește mișcarea de la Azusa Street, din California. Parham, când a fost obligat să plece din Kansas, în Texas, se întâlnește în Texas cu William J. Seymour, un african-american de 35 de ani, care a devenit adeptul lui Parham, a preluat teologia lui, a preluat manifestările lui și s-a dus înapoi acasă în California și pornește mișcarea de pe Azusa Street. Parham vizitează în 1906 această lucrare între o biserică de predominantă de negri de pe Azusa Street, dar îi se par că manifestările, care erau similare, dar poate mai băgate în priză de pe Azusa, erau prea destrăbălate pentru el. De fapt, cred că problema mai mare a fost că Parham a încercat să-și asume responsabilitatea și autoritatea să fie conducătorul lor, dar Seymour și adepții lui au respins autoritatea lui Parham și prietenia lor s-a sfărâmat în acel moment și el n-a mai avut nicio treabă cu mișcarea de la Azusa. În 1907, Parham primește cea mai mare lovitură la reputația lui când într-un hotel din San Antonio, Texas, este arestat sub acuzație de sodomie. După 4 zile, este eliberat. Martorii prezenți zic că a fost eliberat după ce a dat o declarație de vinovăție și a promis să nu se mai întoarcă în zonă. Adevărul 100% nu-l știe nimeni, dar în orice caz este un eveniment devastator pentru Parham și pentru mișcarea lui. Reputația lui fiind la pământ, Parham simte nevoia ca să facă o mare mișcare, să facă ceva grandios încât să reprimească încredere și începe ca să strângă fonduri în 1908, fonduri ca să plece în Israel și promite donatorilor săi că va găsi arca lui Noe și chivotul legământului. În 1909, înainte ca să urce pe vapor, ca să meargă în Israel, pleacă înapoi acasă și spune donatorilor săi că n-a putut să plece în Israel pentru că toți banii au fost furați când a fost jefuit. În ciuda acestor evenimente, mișcarea penticostală în America se extinde rapid. Și în scurt timp ajunge și în România. Depinde ce date vrei ca să folosești. Cultul penticostal din România spune că mișcarea a pornit în 1922, deși există dovezi că anumite influențe penticostale ar fi existat încă din 1910, chiar și în România. Bun, asta este istoria începutului a mișcării. Am putea să facem o istorie lungă a toată mișcarea din America și mișcarea din România. Sunt mulți care au scris cărți pe aceste teme, merită unele dintre ele citite, nu este obiectivul acestei serii. Scopul nostru în această seară este să vedem ce cred și ce practică penticostalii astăzi și mai ales penticostalii din România, cei cu care noi interacționăm. Acum penticostalii sunt o grupare foarte diversă, sunt tot felul de culte penticostale, cu tot felul de teologii, cu tot felul de idei. Am putea sta săptămâni întregi doar ca să le listăm și să spunem ceva succint despre fiecare. În această seară vrem să ne focalizăm pe mișcarea penticostală din România, deși și în România deja se ramifică foarte puternic. Să vedem ce crede cultul penticostal din România. Pentru aceasta ne vom referi în primul rând la mărturisirea de credință. De ce? Pentru că, cum ziceam, a lua o predică de pe YouTube și a extrage un clip sau a lua o secvență de acolo sau un articol scris de un anumit păstor,
ar putea fi acuzat că suntem părtinitori, că înclinăm într-o anumită parte sau că pur și simplu am extras o greșeală. Probabil este foarte ușor dacă iei o frază dintr-o predică de-a mea, scoasă de pe YouTube, scoasă din context, să dovedești că și eu sunt eretic. Dar dacă ne uităm la mărturisirea de credință, care este documentul după care se ghidează un cult și care exprimă felul în care ei înțeleg Scriptura și felul în care ei exprimă ceea ce învață Scriptura, este greu, zic eu, să fii acuzat că răstălmăcești ceea ce această mișcare propovăduiește. Sunt câteva probleme majore la care vrem să ne uităm în această seară, foarte telegrafic, și să avem și timp pentru discuție, pentru că, așa cum ziceam, este un subiect mai delicat, este un subiect cu care ne intersectăm fiecare dintre noi, avem neamuri, avem prieteni, mulți dintre ei sinceri și probabil unii dintre ei chiar și creștini autentici, care sunt neștiutori. Neștiutori, da? Prima problemă. Cultul penticostal suferă de la problema revelației extrabiblice. La fel cum am văzut, toate mișcările acestea sectare au pornit de la această problemă. În momentul în care s-a introdus în cadrul bisericii o sursă de revelație în afara Scripturii, în scurt timp, acea mișcare în mod inevitabil a dat în erezie. Deși primul punct în mărturisirea de credință a penticostalilor este acesta, noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu, fără greșeală și singura noastră normă în viața de credință, practica în cadrul cultului penticostal ne arată total altceva. Deși ei ar zice, la fel cum zic alți evanghelici, că aderă la principiul sola Scriptura, de fapt ei aderă la principiul sola experiență. Experiențele lor sunt autoritatea finală în cele mai multe biserici penticostale. Experiențele fiind visuri, vedenii, prorocii și alte revelații extra-biblice. Practica ne arată că ei mai au o sursă de autoritate și anume acești proroci și acești oameni care pretind că vorbesc pentru Dumnezeu în afara Scripturii. Nu trebuie să mergem mai departe decât, probabil nu ți-a auzit, de o faimoasă prorociță, sora Vetuța. Sora Vetuța a ajuns în cunoștința mea de la niște neamuri de-a mele care mi-au dat o carte și m-au rugat ca să o citesc și am făcut un schimb. Eu le-am dat foc străin și am zis, dacă voi citiți foc străin, eu citesc cartea lui sora Vetuța. Și am citit cartea lui sora Vetuța. În această carte, intitulată Experiențe cu Dumnezeu, scrise de dânsa, sora Vetuța, printre altele, ne spune felul în care ea a fost chemată de Dumnezeu ca să fie mesagerul ei, să reveleze cuvântul lui Dumnezeu, să fie prorocița lui Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, ne spune că ea s-a întâlnit cu Hristosul înviat, care i-a dat această slujbă. La fel ca și Pavel, la fel ca și Petru, la fel ca și ceilalți apostoli, sora Vetuța pretinde că ea l-a întâlnit pe Hristosul înviat care i-a dat această slujbă de prorociță. Atunci întreb, cu ce are mai puțină autoritate sora Vetuța când zice așa vorbește Domnul decât apostolul Pavel dacă ea are aceleași semne unui apostol despre care vorbește apostolul Pavel. Și practica ne confirmă că atunci când o sora Vetuță vorbește din această poziție, așa vorbește Domnul, Biblia întotdeauna ajunge pe locul 2. Cunosc personal cazuri în care prorocul a prorocit să se facă lucruri, fapte imorale care merg împotriva cuvântului lui Dumnezeu și credincioșii s-au supus pentru că așa vorbește Domnul. Oameni care au divorțat de soțiile lor, pentru că așa vorbește Domnul. Personal, am fost victimă la asemenea prorocii când am fost furat de un penticostal și mi s-a spus că așa i s-a arătat că-i voia Domnului. Și v-aș putea da multe, multe exemple unde cuvântul lui Dumnezeu este încălcat în picioare pentru că cineva pretinde că așa vorbește Domnul. Autoritatea prorocului
este deseori mult peste autoritatea cuvântului, mai ales acolo unde există o lipsă de cunoștință a cuvântului. Cum poate credinciosul penticostal să știe dacă așa vorbește Domnul, dacă nu știe ce a scris Domnul în Scriptură? Cum poate verifica acea prorocie dacă el nu cunoaște revelația scrisă? Cum poate testa totul și lua ce este bun, dacă nu are o cunoștință și o temelie biblică? Într-o discuție cu o tânără penticostală, care încerca să mă convingă că teologia mea este incorrectă, i-am pus întrebarea dacă a citit epistolele către Corinteni în întregime. Și a recunoscut că nu le-a citit vreodată. Nu toată Biblia, epistolele către Corinteni. Și făcea o aprinsă apologie spre mine că ar trebui ca să-mi revizuiesc teologia mea. Adevărul este că mișcarea este plină de o lipsă de cunoștință biblică și de o folosire a autorităților externe prin experiență, precum visuri, vedenii și prorocii care sunt luate ca și cuvântul lui Dumnezeu, revelat doar pentru ei. Deși cultul penticostal afirmă că Biblia este singura normă în viața de credință, în practică credincioșii penticostali afirmă că ea nu este suficient. Că Biblia nu este suficient. Numai departe din nou de neamurile mele trebuie să mă duc să găsesc exemple. Când mi s-a spus, de exemplu, de la cineva din propria familie că da, Biblia vorbește în generalități. Dar eu am nevoie să mi se spună specific care este voia lui Dumnezeu. Se neagă suficiența Scripturii care spune despre sine că ea este suficientă să facă pe omul lui Dumnezeu desăvârșit. Mulți au impresia că au epuizat revelația lui Dumnezeu în cele 66 de cărți și au nevoie de un cuvânt proaspăt de la Dumnezeu. Au nevoie de un cuvânt proaspăt de la Dumnezeu. Al doilea rând, cultul penticostal propagă o soteriologie eronată, o doctrină a mântuirii eronată. La fel ca și fondatorul penticostalismului, ca și Parham, mișcarea modernă penticostală suferă de deficiențe majore când vine vorba la doctrina mântuirii. În primul rând, au și ei astăzi o concepție nebiblică despre căderea omului în păcat. La capitolul acesta aș putea zice că și frații noștri baptiști au mari deficiențe. Deși mărturisirea penticostală declară că omul este căzut în păcat, în alte locuri în mărturisire este evident că există o neînțelegere biblică a robiei păcatului, care îl aduce pe om într-o stare de depravare totală. În așa fel încât omul nu poate face nimic fără intervenția lui Dumnezeu spre mântuirea sa. De exemplu, pe pagina 8, care o aveți și în buletinele dumneavoastră, scrie în felul următor. O propoziție scurtă și neclarificată care ar putea să treci cu vederea peste ea. Harul lucrează împreună cu credința. Harul lucrează împreună cu credința. Sau pe pagina 10 scrie, fără naștere din nou nu are valoare nici credința. De parcă credința este ceva care nu vine de la Dumnezeu, care nu face parte din harul lui Dumnezeu. Pe când Biblia ne arată că nouă ni s-a dat harul de a crede. Că noi am fost mântuiți prin har, prin credință și aceasta nu este de la noi. Credința este un dar de la Dumnezeu. A spune că credința conlucrează cu harul este echivalent cu a spune că Dumnezeu conlucrează cu Dumnezeu, doar ei nu asta vor să spună. Ei vor să spună că actul tău natural de a crede conlucrează cu harul lui Dumnezeu. Pentru că nu înțeleg decăderea în păcat care ne pune în robie voința noastră, gândirea noastră, sentimentele noastre. Nu înțeleg că nici măcar unul nu caută pe Dumnezeu, că toți au păcătuit și sunt sub blestemul acestui păcat. Nu înțeleg că oamenii sunt morți în păcatele lor și nu pot ca să creadă pentru a beneficia de harul lui Dumnezeu, ci e nevoie de harul lui Dumnezeu pentru ca ei să creadă.
au o înțelegere greșită a nașterii din nou și a botezului cu Duhul Sfânt, cu Duhul Sfânt. La pagina 13, mărturisirea spune: botezul în apă se poate primi și înainte și după primirea botezului cu Duhul Sfânt. Iar cei ce au primit botezul în apă trebuie să stăruie după botezul cu Duhul Sfânt. Problema este că Biblia ne învață că există un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Și toți cei care sunt ai Domnului trebuie să aibă parte din acest botez. Dacă nu ai fost botezat prin Duhul Sfânt în Hristos, în moartea și în învierea sa, adică dacă n-ai fost născut din nou, adus la credință, regenerat, făcut beneficiar al morții și a învierii Domnului Iisus Hristos, prin botezul în moartea Lui și în viața Lui, realizată de Duhul Sfânt, nu are rost să te botezi în apă. Pentru că nu ești născut din nou. Nu ai o credință autentică. La punctul 16, ei spun mărturisirea de credință, ei spun în mărturisirea de credință, noi credem în făgăduința botezului Duhului Sfânt pentru toți credincioșii. Ceea ce este corect. Toți credincioșii, toți cei ce sunt mântuiți, trebuie să fie botezați de Duhul Sfânt. Toți. Este un singur botez care mântuie. Și la pagina 15 identifică câteva dintre aspectele sau beneficiile acestui botez în Hristos, care este pecetea pentru ziua răscumpărării, care este arvuna a moștenirii noastre. Problema este că exact după ce identifică faptul că toți trebuie să fie botezați, pentru că botezul acesta produce mântuirea și asigură mântuirea și garantează mântuirea a fi botezat în Hristos, imediat după definesc botezul în felul următor. Botezul cu Duhul Sfânt este însoțit de semnul vorbirii în alte limbi. Fără excepție. Fără excepție. Altfel spus, dacă nu ai vorbit în alte limbi, nu ai botezul cu Duhul Sfânt, care este unicul botez care mântuie. Nu ai arvuna, nu ai garanția mântuirii, nu ai pecetea, nu ești a lui Hristos. Pentecostalii vor nega și vor merge înapoi la teoria celor două etape ale mântuirii. Nu, ai fost născut din nou, ai credință, dar acum vine botezul și ăsta este altceva. Deci Biblia spune că este un singur botez. Și că toți credincioșii au arvuna mântuirii. Și toți credincioșii au fost pecetluiți cu pecetea Duhului Sfânt. Altfel spus, oricât ar încerca să nege și să răstălmăcească propria lor mărturisire, dacă nu ai botezul cu Duhul Sfânt, însoțit de semnul vorbirii în limbi, nu ai mântuirea. Nu ai mântuirea. Cel puțin nu ai siguranța mântuirii. Problema e că se face o schimbare foarte subtilă în ceea ce înseamnă obiectul siguranței și obiectul credinței. Dacă eu întreb pe un om credincios și zic, dacă de seară vei muri, cum știi că te duci în cer? Cum știi că te duci în cer? El va zice, pentru că mă încred în Domnul meu Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele mele și am siguranța în jertfa Lui că s-a acceptat de Dumnezeu. Ceva de genul, da? Dacă întrebi pe mulți penticostali, îți vor spune, am primit botezul. Rețin o discuție cu o tânără într-un cadru cu mai mulți tineri, discutam despre botezul cu Duhul Sfânt și am pus exact această întrebare. Și tânăra s-a dus la bibliotecă și mi-a scos de acolo un certificat al botezului cu Duhul Sfânt, ca drept răspuns la întrebarea mea, cum știi că te vei duce în cer? Cu mare tristețe i-am spus, draga mea, am impresia dureroasă că vei face parte dintre aceia la care Hristos va spune, plecați de la mine, nu v-am cunoscut niciodată. Înaintea tronului divin, nu poți merge cu altceva decât cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Nu cu faptele tale, nu cu experiențele tale, nu cu certificate de botez.
În momentul în care adopți această teologie, siguranța ta, obiectul siguranței, în mod subtil și aproape insesizabil de mulți, se schimbă de la Hristos la această experiență. Ceea ce este foarte periculos. Fraților, până când mișcarea penticostală nu se pocăiește de această erezie, din punctul meu de vedere, nu au dreptul să se considere evanghelici sau creștini. Pentru că această teologie este o altă evanghelie. Dacă stați bine să vă gândiți, este exact controversa galatenilor, doar cu alt semn. La galateni au mers iudei și au zis, credința voastră este bună. Mai aveți nevoie de un semn. Aveți nevoie de tăierea împrejur. Galatenii zic, măi, poate strica încă un lucru, încă o experiență, încă o garanție? Ce zice Apostolul Pavel? Bravo! Mai bine siguri că le-ați făcut pe toate. Așa le zice? Anatema. De ce? Pentru că obiectul mântuirii, obiectul siguranței pentru acești oameni se schimba de la mântuirea prin credință, prin har, în jertfa Domnului Iisus Hristos, la faptul că ei acum aveau un semn al tăierii împrejur, la faptul că ei acum împlineau o parte din lege, la faptul că au avut un simbol extern. Sunt convins că Apostolul Pavel, citind mărturisirea de credință a penticostalilor și auzind multe dintre predicile care se rostesc din amvoane, ar spune același lucru care l-a spus galatenilor. Cei care cred că au siguranța mântuirii sau că au fost mântuiți pentru că au avut această experiență sau că mântuirea lor stă în această experiență, sunt într-un mare, mare pericol. Este o altă evanghelie. Este o altă evanghelie și nu putem, dacă iubim pe acești oameni, să-i lăsăm să creadă că este în regulă. În continuare, există și o înțelegere greșită a sfințirii, a sanctificării. În mărturisirea de credință, dar și în experiența penticostală, sfințirea, sanctificarea are în primul rând de a face cu comportamentul exterior. Există un legalism care pătrunde această mișcare. Important e, în primul rând, cum te îmbraci, important e, în primul rând, cum te comporți, important e, deosebit de important pentru ei, dacă consumi sau dacă nu consumi alcool. La pagina 11 și la pagina 20, de exemplu, cred că sunt în buletine, se arată exclusiv aceste lucruri. Sunt interzise pentru un om care este sfințit de Duhul lui Dumnezeu. Consumul alcoolului fiind pus în aceeași propoziție cu homosexualitatea. Zici, păi, acum homosexualitatea nu e, e clar în Biblie. Da, dar băutura nu e interzisă nicăieri în Biblie. În cel mai bun caz este o problemă de conștiință. A face din asta o dovadă dacă ai lucrarea Duhului Sfânt de sfințire în viața ta, este o aberație. Sau a crede că o ai, pentru că tu nu consumi un pahar de vin, dar verișorul tău baptist îl consumă. De asemenea, este o aberație. Apostolul Pavel zice că tot ceea ce aveți ați primit, de ce vă lăudați? De ce credeți că sunteți mai buni? Accentul acesta pe o sfințenie legalistică, și nu mă înțelegeți greșit, este bine ca să fim modești în îmbrăcăminte. Este bine ca să fim cumpătați. Este bine să avem un comportament exterior duhovnicesc. Dar sfințirea are în primul rând de a face cu o schimbare lăuntrică care o produce Duhul Sfânt, care după aia este evidentă în exterior. Degeaba ne schimbăm îmbrăcămintele, degeaba ne lăsăm de năravurile noastre, dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne transformă din interior, ne amăgim singuri. La pagina 10, care este asemenea în buletine, scrie în felul următor. Cei ce sunt născuți din Dumnezeu nu păcătuiesc, iar cei ce păcătuiesc nu sunt născuți din nou. Acum, în mare parte nu pot să nu fii de acord cu asta, pentru că este un citat din Biblie. Da? Practic sunt două versete din Biblie luate și puse la oaltă, din 1 Ioan, capitolul 3. Problema lui, când o pui în felul acesta, neclarificată,
Ceea ce îmi spune mie, ca și cititor unei asemenea enunțări, este că ei cred că oamenii care păcătuiesc în orice fel, după ce au fost născuți din nou, de fapt n-au fost născuți din nou. Atât pot să înțeleg. Când de fapt noi știm că în 1 Ioan 3, de la 9 la 10, învățătura nu este că omul născut din nou devine perfect, ci că omul născut din nou nu persistă, nu poate persista în păcat. M-am întâlnit cu un penticostal care îmi spunea despre experiența lui a botezului Duhului Sfânt și despre faptul că, dincolo de vorbirea în limbi, l-am puternicit să trăiască o viață sfântă. Și l-am întrebat, tu vrei să-mi spui mie că de când ai vorbit în alte limbi, tu n-ai mai păcătuit? Orice creștin de pe fața pământului care este creștin cu adevărat ar spune, Doamne ferești, cum să spun așa ceva? Și s-a spus, n-am mai păcătuit din acea zi. N-am mai păcătuit. Asta este un fel de glumă. Nu este o glumă, cineva zicea, că un frate zicea, fraților, eu sunt sfânt și mă mândresc cu asta. Dar mai trist, de fapt, este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, care ne acuză pe toți ca și fiind păcătoși. Este important de înțeles că această propoziție pusă aici, care poate fi cumva justificată prin faptul că există și în Scriptură, când este scoasă din context și enunțată scoasă din context, duce la o învățătură aberantă. Biblia ne învață foarte clar. Și dacă ai consultat, de exemplu, doar o altă traducere, ai înțelege. De exemplu, 1 Ioan 3 cu 9, în noua traducere, oricine este născut din Dumnezeu nu mai trăiește în păcat, nu mai persistă în păcat. Pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate continua să păcătuiască, fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Prin aceasta sunt scoși la iveală copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu înfăptuiește dreptatea nu este de la Dumnezeu și nici cel ce nu-l iubește pe fratele său. Biblia este clară că oamenii regenerați mai pot cădea în păcat, dar că avem un mijlocitor care mijlocește la dreapta Tatălui pentru noi, care a murit pentru toate păcatele noastre. De aici decurg tot felul de mini-erezii. De exemplu, am găsit această învățătură populară și printre baptiști a unei ispășiri limitate, dar nu în sensul calvinist, ci în sensul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele tale până la momentul botezului. La momentul botezului. După care intervine responsabilitatea ta să te asiguri că de fiecare dată când păcătuiești, te duci la mijlocitor și îți ceri iertare și ești iertat din nou. La Biserica Speranța, o menționez pentru că oricum este un incident destul de cunoscut, am asistat la un studiu biblic care a dus de fapt la ieșirea mea din acea biserică și n-am mai mers la acea biserică ani de zile, până când am mers după ani de zile și am fost dat afară, în care la un studiu biblic se discuta exact problema aceasta. Ce se întâmplă dacă ai un păcat nemărturisit și mori? Și am pus un test. Am zis, fraților, vreau să fiu sigur că înțeleg ce se întâmplă aici. Să presupunem că eu și cu fratele Sorin, de exemplu, ne certăm în această seară. Și îl jignesc și păcătuiesc împotriva fratelui meu. Și plec acasă din acest loc și în drum spre casă Dumnezeu, în voia lui suverană, hotărăște ca să fiu luat acasă într-un accident de mașină. Și n-am avut timp să-mi cer iertare de la Sorin sau să mă pun pe gerunți și să cer iertare de la Dumnezeu. Ce se întâmplă cu sufletul meu? Unde mă duc? Răspunsul a fost că oricine are păcate neiertate merge în iad și ca atare eu nu vă mai duce în cer. Am insistat. Am cerut clarificări. Am rugat intervenția păstorilor. Și mi s-a confirmat că asta este o poziție suficient de clară. Și că până la urmă, nu contează așa de mult și citez ceea ce credem, ci contează să credem. Fraților, o asemenea credință nu mântuie. O asemenea convingere despre ispășirea Domnului Iisus Hristos nu te ajută la absolut nimic. Pentru că chiar dacă ai acces la un mijlocitor, nici măcar nu ești în stare să-ți amintești toate păcatele care le-ai făcut. Este foarte important să înțelegem
Că așa ceva este inadmisibil într-o mărturisire de credință, să faci asemenea afirmații fără să clarifici de fapt ceea ce învață, ce învață Scriptura. Scriptura învață că Domnul nostru Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele noastre, fără excepție. Și că dacă am fost justificați și am fost născuți din nou și avem credință în El și ne bazăm în jertfa Lui pentru iertarea păcatelor noastre, suntem beneficiari al neprihănirii Lui și că vom sta înaintea tronului etern la judecată, Dumnezeu se va uita la noi și va spune neprihănit. Pentru că Hristos a murit pentru tine. Pentru că neprihănirea Lui este neprihănirea ta și pentru că El a plătit plata păcatelor tale. Vai de mine! Dacă stă în capacitatea mea de a mărturisi fiecare păcat. Vai de mine! Dacă stă în performanțele mele în viața de credință. Nu că n-ar trebui să fie performanțe prin puterea Duhului Sfânt. Asemenea învățături sunt nimicitoare. Mișcarea penticostală suferă de asemenea de o inclinație spre o evanghelie a prosperității. Parham, am văzut, credea că sfințenia sau sfințirea garantează vindecarea fizică. Deschideți la pagina 16 din mărturisirea de credință, o aveți în buletinele dumneavoastră. La punctul 19, mărturisirea spune, noi credem în vindecările divine. Și permiteți-mi ca să citez ceea ce scrie aici. Noi credem în vindecările divine. Vindecările divine, supranaturală, intră tot în planul de mântuire înfăptuit pe Golgota prin jertfa de ispășire a Domnului nostru Iisus Hristos. Vindecarea se poate obține prin credința personală, prin darul de vindecare și prin rugăciunea rostită cu credință în urma ungerii cu ulei a bolnavilor, după cele scrise în Iacov 5. Sfânta Scriptură ne arată că bolile sunt urmarea păcatului. Și chiar dacă n-ar fi păcătuit cel bolnav, totuși sunt o urmare a căderii primului om. Și acum atenție! Deoarece bolile și suferințele sunt consecințele căderii în păcat, vindecarea intră pentru cei ce cred în același plan de mântuire ca și iertarea păcatelor. Domnul Iisus a răstignit pe Golgota atât păcatele și fără de legile noastre, cât și bolile și suferințele noastre. Ați înțeles? La fel cum poți fi sigur că poți beneficia de iertarea păcatelor tale pentru că Hristos a murit pentru păcatele tale, poți fi sigur dacă crezi că poți beneficia de vindecarea cancerului tău pentru că Hristos a murit pentru cancerul tău. În altă parte, în mărturisirea de credință la pagina 8 spune, pentru cei care cred, totul este posibil, iertare, vindecare de boli, etc. Asta este erezie curată, oameni buni. Este blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Într-adevăr, noi credem și mărturisim că Hristos a câștigat pentru noi o veșnicie fără boli, fără suferință, că El va șterge orice lacrimă. Că vom avea trupuri glorificate. Dar asta când vom fi în prezența Lui glorificați. Eu nu cred că Dumnezeu s-a îndatorat și Biblia nu învață că Dumnezeu s-a îndatorat să-mi vindece cancerul pentru că Hristos a plătit pentru cancerul meu. Eu cred împreună cu Apostolul Pavel că mi s-a dat harul să și sufăr. Și multe altele. De exemplu, dar citiți, downloadați toată mărturisirea. Sunteți oameni maturi. La pagina 19 există o enunțare necalificată în trei cuvinte despre rânduiala bisericii cu privire la binecuvântarea copiilor. Și spun în felul următor. Noi credem în rânduiala bisericii cu privire la binecuvântarea copiilor. Copiii credincioșilor sunt sfinți. Punct. Punct. Ca să fie clar că asta au intenționat să spună, într-adevăr dau citatul din 1 Corinteni 7 la 14, dar acolo nu spune că copiii sunt sfinți sau că femeile sunt, sau bărbații sunt la propriu sfințiți prin femeile lor credincioase.
Acolo înțelegem despre ce este vorba pentru cei care studiem Scriptura. Dar ei continuă. Copiii credincioșilor sunt sfinți, ei totuși, chiar dacă sunt sfinți, vor fi aduși la binecuvântare. De ce zic asta? Înțelegerea mea. De ce are un sfânt nevoie de binecuvântare? Păi, n-ar prea avea, o are deja, este sfânt. Da? Mărturisirea spune, copiii credincioșilor sunt sfinți. Totuși, ei trebuie aduși la binecuvântare. Chiar dacă este o greșeală de tipar, oameni buni, este inadmisibil așa ceva. Problema e că nu este o greșeală de tipar. Inclusiv în cultul baptist și în alte culte evanghelice, binecuvântarea a devenit un fel de botez fără apă. Copiii noștri sunt îngerași. Nu sunt îngerași. Sunt mici păgâni. Sunt născuți în păcat, așa cum zice Scriptura. Și noi trebuie să stăruim în a învăța Sfintele Scripturi, prin care vine înțelepciunea care poate duce la mântuire. Și altele care am putea ca să le extragem, dar timpul este scurt. Concluzie. John MacArthur zice la un moment dat și mi se pare o observație foarte bună despre mișcarea penticostală și carismatică. Spune în felul următor. Dacă Duhul lui Dumnezeu ar hotărâ ca să aducă din nou o lucrare ca cea de la cincizecime, să revarse din nou Duhul lui așa cum l-a revărsat la cincizecime, oare, întreabă el, ar aduce această lucrare acolo unde este cea mai mare eroare și confuzie teologică? Altfel spus, prin cuvintele Mântuitorului din Ioan 16 cu 13. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Când El, căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce a auzit și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină. Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în și prin eroare. Nu înșală oameni ca ei să creadă că au vorbit în alte limbi cunoscute și să se facă de rușine în ziar și să trimită misionari și tot ca să nu realizeze că ei n-au vorbit o limbă cunoscută. Duhul lui Dumnezeu nu minte, nu spune lucruri neadevărate despre Hristos, despre Dumnezeu, despre mântuire. Duhul lui Dumnezeu este Duhul adevărului. Și eu sunt de acord cu John MacArthur că nu pot să cred că Duhul adevărului ar face o lucrare așa plină de eroare biblică și teologică. Lucrurile acestea, cum ziceam, nu mă îmbucură. Dimpotrivă, este extrem de dureros pentru mine să știu că cei mai mulți oameni din cadrul mișcării penticostale, când vor auzi asemenea lucruri, nici măcar nu vor lua timpul să le cerceteze. Nici măcar nu vor downloada mărturisirea lor de credință să vadă dacă chiar scrie aceste lucruri acolo. Nici măcar nu vor cerceta vreo sursă istorică să vadă dacă istoria cultului este așa cum am expus-o. Nici măcar nu vor deschide Biblia să vadă dacă Biblia are o părere diferită decât doctrinele expuse în mărturisirea lor de credință. Dorința mea nu este să înjosim pe nimeni, nu este ca să ne credem superior nimănui, ci este să provocăm, ba mai mult să poruncim acestor oameni să se pocăiască din eroarea lor, din credința lor falsă, dacă este una falsă, și să revină la adevărul Scripturii și la siguranța mântuirii care există doar în Domnul nostru Iisus Hristos și în jertfa Lui realizată pe Golgota. Și dorința mea pentru voi este să fiți echipați ca în dragoste să vestiți adevărul și să confruntați pe cei care nu trăiesc în adevăr. Ca prin voi, prin vestirea voastră și prin trăirea voastră în dragoste, oamenii să fie câștigați la Hristos sau să fie întorși din eroarea în care se află.